numărul 1 pe plan mondial în domeniul instalațiilor de furajare pentru porci asistate de calculator, compania germană Veda Daman und Westerkamp este prezentă din 2009 și pe piața românească, unde a implementat deja o serie de proiecte. O preocupare a fost în ultimii ani, poate chiar zeci de ani, să devenim ofertanți compleți pentru tot ce înseamnă exploatarea porcului. Astfel că suntem în situația în care putem oferi soluții la cheie, începând cu proiectare, cu, sigur, implementarea tehnologiei în ferme și asigurăm la ora actuală serviciu complet de servisare, de montaj, de servis în garanție și post-garanție. Încercăm, împreună cu colegii din Germania, să popularizăm mai ales sistemul de furajare lichidă cu toate avantajele pe care le induce acest sistem. Fermele pe care le-am făcut, în majoritatea lor, sunt pe acest sistem de furajare lichidă, iar semnalele din partea beneficiarilor noștri sunt foarte bune, cu producții peste medie și cu rezultate economice care susțin această afirmație a mea. Fără a intra în detalii foarte adânci referitoare la această furajare lichidă, avantajul major este vizibil în câștigul fermierului și asta interesează poate până la urmă cel mai mult. Avantajele sunt și pentru animal, pentru că lui ne adresăm în primul rând cu această tehnologie. Sunt avantaje biologice, efectele biologice sunt foarte, foarte importante și vizibile la folosirea acestei tehnologii. Și, cum am spus, și avantajele tehnologice, adică permite acest sistem de furajare lichidă folosirea de subproduse de la fabricile de prelucrare din industria alimentară umană, resturi cum ar fi, de exemplu, zeru sau drojdia de bere, componente care în acest sistem pot fi valorificate foarte bine și duc la scăderi semnificative ale costului de producție, adică obțin kilogramul de carne macră cu costuri foarte, foarte bune.